Române, românce, stimați și iubiți concetățeni, sunt generalul Bartolomeu Constantin Săvoiu, președintele Partidului Alianța Lege și Ordine, Partidul ALO, partid al căruia, poate fără să vă dați seama, ne faceți marea plăcere de a ne numi în fiecare zi, pentru că fiecare dintre dumneavoastră vorbește la telefon și pronunță cunoscuta expresie ALO. Bine, ALO înseamnă Alianța Lege și Ordine. Mă adresez dumneavoastră, prea iubiți concetățeni, în ajunul unui eveniment național. Acest mesaj nu este numai pentru acest eveniment important, este vorba de referendumul de pe 6 și 7 octombrie 2018, deci un mesaj că va rămâne valabil pentru toți anii care vor urma. Pentru că este, în primul rând, o problemă națională, o problemă, spune, mondială, o problemă de societate. Dar, înainte de toate, vă voi citi comunicatul de presă că l-am trimis cu două zile în urmă tuturor organelor de presă, comunicatul Partidului Alianța Lege și Ordine. Partidul Alianța Lege și Ordine, ALO, sprijină viguros referendumul inițiat de Coaliția pentru Familie. Chemăm populația României să participe în mod masiv la această importantă decizie pentru viitorul societății noastre. Este vorba de apararea unui mod milenar de conviețuire, care este acela între un bărbat și o femeie. Natura însăși a creat în domeniile uman, animal sau vegetal, două sexe diferite pentru proliferarea speciilor. Ființele umane, copiii, au dreptul la un tată și la o mamă, iar până acum nu s-a putut concepe o creație între doi bărbați sau două femei. Pentru cei care cred în Dumnezeu, și aceștia reprezintă o majoritate a poporului român, trebuie să înscriem în mod solemn în Constituție obligația căsătoriei între două ființe umane de sex opus. 14 state europene au înscris deja această obligație și cu sprijinul moral al Bisericii Ortodoxe Române, Borul, chemăm națiunea noastră să voteze afirmativ la referendum pe 6 și 7 octombrie. Adresăm de asemenea cererea ca toate organele de stat ale României să faciliteze și să urmeze voința poporului român. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș vrea, prea iubiță, frați și surori în credința strămoșească, credința noastră creștină ortodoxă, să detaliez puțin această importantă situație, această faptă profundă care afectează viața noastră. Dumnezeu, pentru majoritatea populației, nu numai în România, dar în Europa, în lumea întreagă, cei care cred, Dumnezeu unic, că-L numim Iahve, că-L numim God, că-L numim Allah, că-L numim indiferent de nume, Creatorul nostru a făcut ca această creație divină, sau tu cei care nu cred, materială, puțin importă, se vorbește, da, nu este Dumnezeu, este o Big Bang, și atunci pune întrebarea, dar cine a creat Big Bang-ul, cine se poate Big Bang-ului? Și din nou, vedem că oamenii cei mai luminați al lumii, de la Einstein până toți filozofii, și-au dat seama că este ceva. Acel ceva, acel creator, acel arhitect al acestei extraordinare construcții care este omenirea noastră, e bine, a făcut ca să existe specia umană, specia animală, specia vegetală, două sexe, masculin și feminin. Vreau să vă spun în primul rând că de la început există în lumea întreagă și persoane care pot să aibă o atracție pentru același sex. Să fim foarte clari. În primul rând este vorba de o minoritate. Este și va rămâne o minoritate, pentru că altfel nu mai am putea avea această creație.
Dar sunt toți și toate creații ale Domnului. Din cele mai vechi timpuri au existat. Vă o să amintesc și poate unii nu au curajul să spună da. Au existat oameni de la cei mai mari. Cezar, Alexandru Macedon, în timpurile moderne, oameni de mare cultură și artă, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, de la Tchaikovsky până la compozitori ca el de mare calitate sau artiști dramatici, au fost homosexuali sau bisexuali. Trebuie să le dăm aceeași respect și aceeași considerație ca orice creație umană. Dar în același timp trebuie să spunem că nu este totuși în natura lucrurilor ca persoane care rămân în fericire, că dacă am fi mai bărbați, bărbați sau numai femei, femei, Dumnezeu ne-a fi creat numai doi Adami sau două Eve. E bine, nu sunt doi Adam și două Eve, Adam și Eva. E bine, aceste persoane care i-a lăcat natura, iar unii, este a doua parte, sunt cei care vor deveni prin educație sau prin influența mediului înconjurător. E bine, ne adresăm în primul rând de cei care natura a făcut ca din punct de vedere genetic să aibă poate atracție pentru același sex. Da, vă respectăm și aveți același drepturi. Consider și spuneți cu multă tărie că este inadmisibil ca acești oameni, bărbați sau nu, femei, care iubește același sex, să fie prigoniți, să fie asasinați, să fie condamnați. Există țări în lume care au și pedapsa cu moarte. Este inadmisibil. Au dreptul la viață, au dreptul la același respect ca toată lumea. Dar tocmai pentru că spun acest lucru, că este un adevăr și este o realitate, noi, majoritatea populației mondiale și a României, care suntem heterosexuali, adică un bărbat și o femeie cum l-a creat Dumnezeu, dorim ca acești oameni, care iubesc oameni, bărbați, bărbați sau femei, femei, să aibă același respect, aceeași considerație, dar în același timp, să fie în cadrul unei societăți în care majoritatea are totuși preponderență. Este imposibil și nu se poate concepe ca totuși o minoritate care a fost fără îndoială oropsită de-a lungul secolelor să-și impună acum contrariu voința ei majorității. Și pentru acest lucru vreau să atac câteva puncte, să atac atenția. Pentru aceasta voi utiliza un argument, mai multe argumente, de altfel, foarte bine prezentate, foarte inteligente și cu extraordinară veracitate a unui om de suflet. Este vorba de domnul Daniel Roxin. Domnul Daniel Roxin prezintă câteva argumente capitale pentru a arăta că avem obligația morală și spirituală de a vota, nu numai acum, și în continuare, a face ca legea majorității societății române și mondiale să prevaleze cu tot respectul celorlalți care sunt minoritari. În primul rând, se spune că dorim să facem ca în Constituția României să fie bine indicat căsătoria are loc între două persoane de sex opus. Da, actualmente, Constituția României nu prevede până între doi soți, ceea ce lasă liber adevărat codul civil. Dar codul civil, cum știți foarte bine, a fost, este și poate fi modificat cu foarte multă ușurință de partidele care se prindă a sunt mâine, nu sunt la putere. De aceea dorim ca în Constituția României să fie bine, bine scris și acesta este rolul nostru, votând căsătoria, actul sacru, este între două persoane de sex opus. Altă obiecție, ei nu votați că este referendumul PSD-ului. PSD-ul este un partid de guvernament, un partid de respectabil ca orice partid legal constituit în România. Putem fi sau nu putem fi de acord, este altă problemă. Dar actualmente, guvernul României, în care, de adevăr, PSD-ul are majoritatea, organizat acest referendum, nu este un referendum al PSD-ului, este un referendum al țării, în care toți oamenii, indiferent de
convingerile politice pot și trebuie să voteze și toate partidele, nu am văzut până acum niciunul, nu se opune acestui referendum. Da, este organizat de partidul de guvernământ, este PSD-ul și trebuie să votăm, nu pentru PSD, votăm pentru noi, pentru țară. Alt argument și continui această excelentă prezentare a domnului Daniel Roxin, se spune să nu deschidem cutia Pandorei. Alte mistificări. De ce să deschidem cutia Pandorei? Se spune, da, să-i lăsăm așa, fiecare dorește ce facem. Nu, este vorba de un mod de conviețuire și am spus la începutul prezentării mele, milenar, de când lumea există un bărbat și o femeie în ființa superioară, că este omul, în regnul animal, în regnul vegetal, a putut să producă această extraordinară transformare, acest mister divin care este creația umană, creația animală, creația vegetală. Da, nu deschidem nicio cutie a Pandorei, dar exercităm un drept milenar. Altă obiecție, se spune că referendumul ar fi o șmecherie. Nu, nu este nicio șmecherie. Este o lege votată, legea referendumului, și aceasta prevede că legea de modificare a Constituției este clară, se referă strict la căsătorie, nu se ascunde nicio șmecherie, nicio înșelăciune, este clar, se va pune în Constituție că este vorba de legea căsătoriei între două persoane de sex opus. Altă eventuală obiecție, ni se spune, da, nu vă faceți grijă, va trece valul și nu se va mai vorbi. Nu este adevărat. Este vorba de o ideologie nouă a, repet, un grup de oameni. Unii bărbați pe bărbați, alții femei pe femei, e dreptul lor, inalienabil. Dar în același timp este și dreptul nostru a spune că se dezvoltă în România, în Occident, de multă vreme, în lumea întreagă, o ideologie care spune, haideți, suntem toți, nu mai există diferențe de sex, de la școală până la universitate, suntem toți în fond de un fel de magmă, informă, care prezintă toate atributele unui polimorfism și a unei persoane care nu mai sunt nici bărbați, nici femei, se ajunge la niște lucruri extraordinare, care sunt acum făcute în Europa. Multe țări nu mai scrie bărbat, femeie, sex masculin, feminin, se ascunde sexul. Adică devine ce? Un sex neutru? Ce suntem? Suntem polimorfi? Antropomorfi? Ce mai suntem? Deci, da, este o ideologie actualmente în care se ascunde din ce în ce mai mult diferența între cele două sexe opuse, de la școală până la universitate, până la societatea contemporană, până în societatea de consum, marile filme, care din păcate nu mai au morală, au un singur lucru, câștigul, încep să facă această propagandă subliminală, de la Coca-Cola, care arată 6 sticle, 2 Coca-Cola, 2 Cola împreună, 2 Coca împreună. Da, spunem nu! Nu dorim o propagandă care face impasul la diferența între sexe, da, este bărbați și femei, copiii noștri să știe, ne opunem cu hotărâre acestui sacrilegiu de a face o magmă informă și de a impune o propagandă homosexuală în societatea noastră. Tot respectul acestor minorități au dreptul, dar nu au dreptul să impună propaganda lor societății noastre românești. Și mai spune încă altă obiecție. Reiau acest argument excepțional făcut de domnul Daniel Roxin și care îl felicit cu această ocazie. Se spune, de ce vom cheltui bani, 40 de milioane de euro, un referendum? Doamnelor și domnilor, dumneavoastră, care aveți copii, părinți, este vorba de viitorul României, nu numai de a construi poduri sau eventual, nu știu ce, clinici sau terenuri de sport. Este important, mult mai important este viitorul României în ziua în care vom avea o completă magmă
în formă, între care copiii se vor mai recunoaște și care vom împinge băieții în brațele băieților, fetele în brațele fetelor, vom avea ce? Vom avea o procreare artificială, procreare in vitro, vom ajunge ca acești zombi, ca acești mumii, să ne multiplicăm în epruvetă. Doamne și Domnule, nu dorim așa ceva. Dumnezeu puternic, iar cei care nu cred, au morala măcar a sufletului. Nu putem admite să facem să dispară diferența între sexe. Dumnezeu ne-a creat altfel. Ne-a creat un bărbat și o femeie, Adam și Eva, respectul pentru toți. Mergem primul, poate respectul pentru noi înșine. Încă o dată repet, dorim ca toată lumea să se bucure de același dreptul. De-aia este inadmisibil și vom lupta ca o minoritate să nu impună dreptul ei majorități. Și de aceea, voi termina spunându-vă că Partidul Alianța Lege și Ordine și vă invit cu toții să intrați pe site-ul nostru www.partidualu.ro sau uitați-vă pe Wikipedia General Bartolomeu Constantin Savoiu. Vom lupta, vom lupta pentru această țară. Deja pot să vă afirm că România este în curs de dramatică scădere a populației. Eram 24 de milioane în 1989, în decembrie. Suntem în jur de 16-17 milioane. Nu se dau cifrele exacte. Suntem mai degrabă de 16 milioane, 17 milioane cu o natalitate complet negativă. În anul trecut, în 2017, am avut 270.000 de decese, 180.000 de noi născuți. Pierdem mai mult decât avem nașteri. Plus, în fiecare an, forțele vii ale națiunii pleacă. Pentru diferite motive, nu este momentul să vorbim de așa ceva. E bine, vă conjur, împreună vom vota și vom apăra valorile tradiționale, familia, credință, muncă și patria noastră. Trăiască România, vă așteptăm cu toții sâmbătă și duminică, votați, votați familia, votați România, votați viitorul țării noastre. Așa s-a dat Dumnezeu, amin.